Și dacă Dumnezeu ne-ar face putreți de bogați, asta nu este o siguranță că noi vom trăi în pocăință. Noi acum, gândind după atâta mare de timp, am zice, mă, ăștia sunt normali la cap. Deci Dumnezeu îi umple de binecuvântări și ăștia spun, mă, cred că ar fi mai fain cu Baal. Acum, dacă Dumnezeu cerurilor și pământului te-a umplut de binecuvântări, ce trebuie să ai tu în mintea ta bolnavă ca să te duci acum la Baal și la Astarte? Dacă tu vezi că Dumnezeu te-a binecuvântat. Știți ce? Păcatul. Păcatul. Curviile, uciderile, hoțiile, păcatul care s-a născut în ei a făcut nemulțumiți cu prosperitatea extremă pe care i-a dat-o Dumnezeu. I-a făcut Dumnezeu o binecuvântare în mijlocul popoarelor, chiar din punct de vedere material. Păcatul i-a făcut. Prosperitatea materială nu este o siguranță a faptului că noi vom trăi în pocăință și în sfințenie. Dacă Dumnezeu ne-ar face pe toți bogați deodată astăzi, noi suntem bogați într-un punct de vedere, chiar și material, față de restul lumii. Dar dacă ne-ar face mult mai bogați decât suntem acum, asta nu este o siguranță că vom trăi în sfințenie. Deloc nu este o siguranță că vom trăi în sfințenie și vedem lucrul acesta cu poporul Israel.